Aș vrea să vă întreb despre ce am cântat noi atât de frumos până acum. Iubirea Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc. Altă idee. Poftiți? Mulțumim Domnului. Curaj. Salvare din păcat. Mulțumesc. Tot ceea ce ați spus este excepțional. Se adună într-un singur cuvânt, într-o singură vorbă. Se numește îndurare. Și acum am nevoie să mă ajutați dumneavoastră puțin. Ce e aia? Îndurare. Milă. Mulțumesc. Milă, har. Dar de ce nu-i zice milă? De ce zice îndurare? Să fie îndurarea puțin mai mult decât mila? Să arate îndurarea puțin spre altceva decât mila? Haideți să ne jucăm puțin cu termenul. Dacă aș întreba-o pe soția mea, așa, dragă, cât ai de gând să mă mai înduri? Ce înseamnă asta? La ce mă refer? La milă? Observați că nu e milă. E la, dragă, cât ai de gând să mă mai... Rabzi, mulțumesc. Să mă mai... suporți. Știți, dumneavoastră, că Dumnezeu zice în Isaia, pe undeva, poate că mă puteți ajuta dumneavoastră. Zice, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Cum e asta? La ce face trimitere lucrul ăsta? Vedeți, Isaia 46 așa zice, ascultați-mă, casa lui Iacov, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, e milă? E milă? V-am purtat pe umeri de la nașterea voastră, adică eu v-am ținut în spate și voi n-ați fost foarte ușori. Capitolul 46 vorbește despre povară. Așa spune aici. Despre asta e vorba. Și capitolul spune, eu v-am purtat ca pe o povară. V-am îndurat. Rare ori ne gândim noi, atunci când vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu, la cât a trebuit să îndure El în timp ce noi ceream mila Lui. Adică e ușor să zici, Doamne, ai milă de mine. Bun, și Domnul are milă de mine. Dar mă gândesc vreodată la cât trebuie să îndure El în timp ce eu cer milă, în timp ce eu cer har? Adică mă interesează puțin ce se întâmplă și cu El sau doar ce se întâmplă și cu mine. Adică, Doamne, dă-mi har că mie îmi convine. Dă-mi har că mie îmi place. Mai îngăduiește-mă și acum, pentru că eu am nevoie și, uite, am făcut o boacănă, te rog, și îmi pică foarte bine dacă Tu m-ai iertat și de data asta. Și, evident, Dumnezeu mă iartă pentru că El este îndelung răbdător. Și mă iartă. Dar mă gândesc cât îl costă. Probabil că la asta face trimitere cuvântul de îndurare. Despre asta este vorba când se vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, până când mă mai rabzi? Până când mă mai înduri?
surpriza pe care aș vrea să o fac în seara asta, scurt de tot, este undeva la sfințirea templului lui Solomon. A fost ceva în toată slujba lui Solomon, a fost un cuvânt care atunci când s-a rostit în slujba aceea, i-a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, încât în momentul acela s-a umplut toată casa de prezența lui Dumnezeu. La rostirea acelui cuvânt. Asta mă face pe mine să văd și să înțeleg o anumită preferință a lui Dumnezeu în legătură cu asta. Haideți să citim împreună să vedeți ce s-a întâmplat. 2 Cronici, capitolul 5. Versetul 12 la 14. Versetul 12 vorbește despre leviții care erau cântăreți. Ultima parte spune cu ei sunau din trâmbițe 120 de preoți. Vă rog să observați un lucru așa, asta ca paranteză. Muzica la templu era condusă de preoți. Nu era condusă de oricine. Nu cânta oricine. De ce? Pentru că cei ce cântau trebuiau să aibă grijă de muzică pentru ca să fie sfântă, pentru că și ei erau sfinți. După ce s-a realizat lucrul acesta, versetul 13 spune: pe când cei ce sunau din trâmbițe, cei ce cântau unindu-se într-un glas ca să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale, celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Și aici spune așa, în clipa aceea. Deci a fost un moment de clipă, de accent. Atunci, zice, casa Domnului s-a umplut cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Îi place lui Dumnezeu atunci când poporul lui se gândește la îndurarea lui. Se gândește la cât de mult El face pentru ca să ne poarte pe umăr. Cât de mult îl costă ca să mă ierte. Cât de mult îl costă ca să dea sănătate în fiecare zi. Cât de mult îl costă ca să fiu poporul lui în orice situație. Îi face plăcere lui Dumnezeu să gândim așa. Poate că după amiaza aceasta ne schimbă puțin gândirea. Poate ne schimbă accentul. În loc să mai cadă pe noi, să ne gândim la noi, la nevoile noastre, la câtă nevoie am eu de mila lui Dumnezeu, câtă nevoie am eu de iertarea lui Dumnezeu, și să-i cer în continuu: Doamne, scapă-mă când sunt cu apa problemelor până aici. În loc să mă gândesc așa, poate că după amiaza aceasta încep să mă gândesc: Doamne, cât te-a costat pe Tine ca să mă scoți? Cât te-a durut pe Tine ca să nu mă mai doară pe mine? Cât necaz ți-am făcut ca să mă porți pe palmele Tale, în timp ce eu nu trăiam ca în palmele Tale? Cât, Doamne, m-ai îndurat? Și momentul în care înțeleg asta, poate că se va deschide o perspectivă în care templul se va umple de prezența lui Dumnezeu. Biserica, sufletul meu și sufletul tău. Doamne, vino la noi. Amin.